în vară au creat un moment absolut viral în emisiunea noastră. Sute de mii de oameni s-au uitat pe YouTube atunci când mama și fica au cântat într-un mod absolut senzațional. Prin urmare, vin din nou alături de noi pentru că au chestii noi de povestit și foarte tari, doamnele frumoasele. Începem de la mare la mic, de la mic la mare, nici nu știi care e mare și care e mic, că toate sunt la fel, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Să începem totuși. Simona Florescu, Ioana Dichiseanu și Anastasia. Ia să vedem unde sunt. Ia, hai, de intrată intră random cum ar fi. Bun găsit. Bine ai venit, Anastasia. Bună ziua. Bună. Bine, ce faci? Găsit. Bine. Bine? Da. Ce ai mai făcut de când nu ne-am mai văzut de la mare? La mare ne-am văzut, dar ce ai mai făcut? Ai fost în vacanță? Da. Unde? La mare. Trăim. La mare, da? Ai fost cu mami și cu Simona acasă, acolo la cântare, nu? Da, și-a da. Început școala. În ce clasă ești? Școala! Mamă, ce tare! Cum e la școală? A? Așa și așa sau e ok? E ok. E ok, gata. Hai, dacă ne-am împăcat, atunci bun venit, Ioana, Simona, pupăm. Bine ne-am găsit. Ce faceți, doamnelor și domnișoarelor? Așa, foarte bine, foarte bine. Am povestit de faptul că acel moment de la mare a strâns zeci și sute de mii de vizualizări. Te-ai văzut câtă lume s-a uitat la tine pe YouTube? Îi da? Place, îi place. Îi place, îi place. Uite cum când a auzit că sute de mii, pac, zâmbetul. Ce mai faceți voi? Treabă. Cum ar fi, de exemplu? Cum ar fi? Avem o perioadă atât de plină, o toamnă atât de plină, după ce că vara a fost extraordinar seară de seară. De bogată. Da, seară de seară, trei luni. Și deja mi-e dor. Asta vorbeam cu mama. Iar eram în drum spre școală să o iau pe Anastasia și zic, deja mi-e dor, am atât de dor seară de seară să ne prezentăm la program. Și frumos, acolo am fost într-o seară, le-am vizitat pe Simona și pe Ioana acolo, era și Anastasia, lui dansa pe ring și era o terasă foarte frumoasă și se simțeau ca acasă. Asta este foarte, foarte frumos. Vrei la mare? Aia e treaba, aici sunt și eu de acord cu tine. Parcă aș merge și eu la mare. Nu mai e chiar așa cald. Bun. Dar mai mult îmi place rece. Îți place mai mult rece? Da, da. Îi place frigul, mie îmi place frigul. Da? Da. Mai bine să mă îngheță la 40 de grade. Curgă transpirația, mai bine să-mi înghețe nasul. Chiar așa? Și da. Tu? Eu sunt exact opusul. Tu ești semen cu taică tu. Da. Cred că lasă-mă la 40 tot, de grade. Dichi tot da. Solar da, era Dichi, adică da, da, el numai cu... Deci stătea cu geamurile închise în casă și n-avea nicio treabă. Eu sunt atât de nervoasă când începe să curgă transpirația. Așa seamănă iarna. Cu Anastasia, seamănă cu Adi. Adi, la fel. Adi stă în mașină cu aer condiționat, cu 19 grade. Da, e foarte bine. Am înțeles că... Deci ați fost la Istanbul. Da, am fost la Istanbul la invitația domnului director al Institutului Cultural Român, domnul Dragoș Niță, un om extraordinar, un om care iubește cultura, un profesionist adevărat, un director profesionist adevărat. Și a fost atât de frumos și publicul turci în sală. Și am interpretat din toate cântecele din repertoriul Mariei Tănase. Foarte frumos. Da. Și vreau să spun că au reacționat extraordinar oamenii acolo în sală. Chiar extraordinar, mai ales la melodia aceea, seară ți-am luat de basma. Da? E, da, știau melodia, știau melodia. Foarte frumos a fost și toată lumea și toată echipa a fost minunată. Începând de la șofer, de la Abdullah și terminând cu da, bine, cu domnul noi avem o prietenă Dragoș la Institutul Cultural, e vorba de creatoare de modă la Usica. Da, știu că mi-a spus, Mircea, pe care da, o pup, un om absolut senzațional. Și doamna Alina Lascu, cea care s-a așa ocupat de mine și m-a bun plimbat peste tot. Ai fost și tu în Turcia? Drăguț. Ea nu a fost, ea a rămas la a mare rămas cu mami, că cineva trebuia să cânte la Afrodita la mare. Da, da, da. A, și da, momentul coreografic a fost asigurat de Anastasia. Ca de în fiecare seară ai dansa la mare. Da. Și ți-a plăcut? De câte ori dansai pe seară așa? Când îți venea, nu? Cam așa. De obicei. Așa. Auzi, dar tu cu cine semeni așa dansatoare? Tati, Adrian, Artene dansează? Încă
nu știu. Da, mică, cum nu știu. Dansează, nu s-a arătat, tati. Nu, da, copilul a fost sincer, nu l-a văzut, nu știe. Cine știe? Dacă într-o zi se apucă cum, Adrian și arată că știe copilul. Dar stai așa puțin, dar tu nu l-ai văzut pe tati dansând? L-am văzut dansând. Păi și atunci cum zici că nu știi? Da, dar nu știu cu cine semăn, pentru că cred că semăn cu toți din familie. Da, să știi că mami dansa ca tine la vârsta ta, mami dansa așa. O imita pe J-Lo, avea J-Lo o melodie, cum se numea melodia, și tu ai făcut toată coreografia aceea era din un film. Remake videoclipul ei după Flashdance. Flashdance, exact. Păi și făceai toate zăgările alea? Da, toată coreografia. Nu chiar, mama, știi cum e, mă laudă. Cine a văzut clipul cu Flashdance știe că acolo era coreografie. Da, nici chiar așa. Dar mi-ar fi plăcut să fac dans, dar... Bravo! E foarte bine. Putem să mai sunt și alte noutăți. Ce treabă aveți voi cu primarul din Las Fierbinți? Că după aia vreau să cântez. E un eveniment duminica aceasta unde voi fi pentru la cine Brașov. Se uită la serial cu Vasile, da? Cu Gheorghe Ifrim, nu? Da. Eu voi închide gala. Este festivalul monodramei independente din Brașov. Adică pleci la Brașov acum. Da, duminica aceasta. Și voi cânta împreună cu Anastasia. Tu ce cânti bomboană? Duetul nostru. Duetul vostru? Da. Cum se numește? Mazia. E foarte frumos. Lasă că l-am văzut, câte lume s-a uitat. Foarte frumos. Da, bun. Da, și pe 28 suntem lângă Alba Iulia, la Zlatna, da, la festivalul de interpretare al romanței. Și avem o grămadă de evenimente. Pe 8 noiembrie, suntem la Ploiești, la Hotel Central. Pe 30 noiembrie mă veți vedea lângă Fuego la Sala Palatului și... Măi, Ioana, da, tatăl tău n-a apucat să te vadă muncind atât de mult. Nu, da, ce păcat. Nu. Și de fiecare dată când se mai ivește câte un eveniment, mă gândesc ce ar fi spus tata. Ce ar fi crezut dacă... Deci anul ăsta tu ai avut zeci de recitaluri, da, nu? Și tot vin și tot... Foarte tare. Eu cred că, de fapt, el... Cred că, de fapt, el este cel care mișcă niște lucruri de undeva de sus. Și da, mândru că ai împlinit acum cariera asta muzicală. Acum două zile am fost la prezentare de carte a Mariei Rotaru, soția cunoscutului poet Eugen Rotaru. Da. Și acolo l-am amintit, toți care au venit au fost acolo prezenți. Bineînțeles că l-au amintit pe Eugen Rotaru așa cum l-am cunoscut și cum era. Și eu i-am povestit că atunci când l-am cunoscut, bineînțeles că Eugen Rotaru era o enciclopedie, un om atât de inteligent, atât de multe știa, că mi se părea că tot timpul mai vreau să învăț ceva de la el. El a fost profesor de chimie. Da. Și l-am întrebat, când venea pe la noi în vizită și stăteam așa la povești, l-am întrebat dacă, după părerea lui, ce se întâmplă cu sufletele când părăsesc această lume. Asta e chiar interesant. Și el mi-a dat o explicație, bine, a fost o explicație foarte largă, adică foarte mult. Dar esența din tot ce mi-a explicat el, că noi fiind energie, sufletele sunt sfere, se transformă în sfere de energie, la un moment dat, până își găsesc drumul sus, ele sunt printre noi. Și mi-a plăcut explicația asta, să știi că mi-a plăcut. Deci și... de asta ar putea să fie printre noi. Asta zic. Da, dar să știi că în momentul în care s-a concretizat proiectul la Lisabona, când am cântat la Casa Amalie Rodriguez, am simțit, nu doar eu, ci și Mihaela, doamna Toader, care s-a ocupat de acest proiect, am simțit că, într-adevăr, tata a lucrat de acolo de sus. Pentru că el a fost la Casa Amalie Rodriguez,
Sighej și parcă prea s-au legat toate așa, parcă prea a fost așa cum trebuia să fie. Doamnelor și domnilor, știți cum trebuie să fie azi? Trebuie să cânte Ioana singură de data asta? Singură, așa m-a delegat mama. Da? Păi dacă a zis mama, hai, nu comentă, păi a zis mama. Dar știi ce vreau să spun? Că în melodia pe care o voi cânta acum, este un fragmentel dintr-o rugăciune către Maica Domnului. Ce frumos! Da. Este, știi care rugăciune este? Eu o spun asta aproape în fiecare marți. Ce anume? Bucură-te, Marie, cea plină de dar. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Binecuvântat este rodul pântecului tău, care a zămislit pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Da, exact. Asta e rugăciunea aici, o să o auziți murmurat. Așa. Ce frumos! Hai să ascultăm piesa, doamnelor și domnilor, minunatele Simona, Anastasia și Ioana. Dacă Anastasia se alătură pe scenă, nu o să ne mirăm. Da? Place piesa? Da. Da. S-o ascultăm. Îi place. Leva-me às cidades no meu cinto, trago-me as tragédias na traqueia. Deixem-me uma mensagem no mais rico. Peço a Deus que desta vez leia. Enquanto marcha vai, eu não me fico a tentar-me perder na rua cheia. Estou no rei. Amarrei a mim. Estou no arraio.